teatrul are să vă răspundă la toate întrebările. Sala Auditorium Iosef Schmidt din incinta Universității Ștefan cel Mare din Suceava va găzdui joi pe 31 ianuarie de la ora 18 spectacolul Visul unei nopți de vară, adaptată după William Shakespeare, jucat de actorii teatrului Fabulinus. Regia, scenografia și coloana sonoră sunt asigurate de Ion Sabdaru, iar coreografia de Lavinia Pătrașcu. Sonorizator va fi Marius Samson. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0742 242 281. Viața și Macbeth ucide somnul. Bani aș cerem bani, moșia pândește seceta firea.